Bună ziua și bun găsit, oameni buni și răi! Astăzi am ieșit să încercăm să filmăm și să vă prezentăm o plantă. Asta pentru că fiind sfârșit de august, început de septembrie, uneori chiar și până în octombrie, planta asta devine foarte, foarte periculoasă, anume ambrozia. Suntem aici lângă un câmp întreg, un teren viran pe care nu s-a cultivat nimic, care e plin de ambrozie. Plantă foarte periculoasă, care prin faptul că produce extraordinar de mult polen, mai înainte am atins-o din greșeală în timp ce încercam să facem și noi o probă cumva, să ne plasăm în cadru, oricum lumina bate foarte prost, ne dezavantajează. Deci încercam să facem, să vedem cum asta și-am atins-o din greșeală și un uriaș nor de polen s-o ieșit din ea. Produce, așa cum am spus, foarte, foarte mult polen. Noi suntem la marginea șoselei acum, crește pe terenuri virane planta asta, în locuri nelucrate. Îi place, e foarte rezistentă la secetă. Mai ales acum, în ultimul timp, cu schimbările climatice și cu încălzirea globală, sau să spunem așa generic, planta asta proliferează. E o plantă invazivă și foarte, foarte periculoasă prin faptul că produce o cantitate uriașă de polen, care e alergic. Deci pentru persoanele care sunt alergice și nu doar pentru ele, polenul ambroziei e foarte periculos, provoacă alergie, rinit, strănut, tot ce presupune asta, urgochii și așa mai departe. Mult mai periculoasă pentru cei care sunt alergici, așa cum am spus sau poate n-am spus, care vă știți alergici și faceți așa numita boală a fânului, febră a fânului, nu boală, febră a fânului. Pentru copiii mici și în mod cu totul deosebit pentru cei care sunt predispuși să facă astm, aveți probleme respiratorii sau aveți, suferiți de astm bronșic. Planta asta e foarte, foarte, foarte periculoasă, cel puțin așa mi se spune atunci când noi eram copii, nici măcar nu știam de plantă și cam atât. Nu știam ce provoacă și dacă este sau nu periculoasă. Deci ambrozia de la rana zeilor, sigur nu era planta asta, dar generic numită așa, de la rana zeilor la pericolul sfârșitului de vară, începutului de toamnă. Chiar e un pericol, o amenințare, prin faptul că produce foarte, foarte mult polen, așa cum am spus. Noi facem asta pentru a vă ajuta să recunoașteți mai ușor, dacă Mariana se apropie din camera, sper să se vadă, o mișc foarte încet, că la urmă putem face o probă să vedeți cât polen se aruncă. Asta ar fi, așa putem să facem, să rupem o frunză și să o punem în lumină, poate să mă și întorc așa, să cadă lumina diferit pe ea. Asta e planta, asta sunt frunzele, asta e inflorescența, ei poate fi puțin mai galbenă. Aici, dacă o întorc, chiar se vede că e galbenă și produce foarte, foarte mult polen. O să încerc să-i dau una. Sper că s-o văzut. Care e foarte, foarte periculos. Deci, încercăm să facem asta pentru a vă putea ajuta să o recunoașteți mult mai ușor. De stârpit, ca și metode de combatere, cea mai bună ar fi smulgerea, ierbicidarea dă rezultate bune, chiar și cosirea. Asta înainte să ajungă la maturitate, atunci când e în dimensiune, în perioada de creștere, până în luna august, până să producă inflorescența asta care produce de fapt și polenul ăsta periculos, grăuncioarele alea foarte fine de polen care e alergenic. Deci până să producă asta, dă rezultate bune una din metodele astea trei, așa cum am spus, poate fi cosită, tăiată, ierbicidată sau cel mai bine smulsă. Asigurați-vă că în arealul dumneavoastră nu aveți așa ceva. Trec mașini, așa cum am spus, suntem pe marginea șoselei.
aici un câmp întreg din planta asta, fiind o plantă invazivă. Deci asigurați-vă că în arealul dumneavoastră nu aveți așa ceva, o plantă din asta, ambrozia, pentru, nu doar pentru liniștea noastră, chiar și pentru sănătatea noastră, fiind foarte, foarte periculoasă, așa cum am spus, la orice persoană și sănătoasă fiind, dar cu precădere la persoanele care vă știți alergici, copii, sau persoane cu probleme respiratorii, astm, bronșic. Cam atât astăzi despre ambrozie. O să încercăm să facem și să vă prezentăm de acum înainte filmulețele altfel puțin. Filmăm cu altceva, în sfârșit planetele s-au aliniat. Sperăm să învățăm să și folosim unealta. O să facem un filmuleț dedicat cu asta pentru a vă putea arăta la o calitate mai bună și la un sunet mai bun. Pentru sunet o să cumpărăm un microfon dedicat pentru camera asta pe care filmăm. Așa cum am spus, o să vă prezentăm. Mulțumim mult că v-ați uitat, mulțumim că dați un like sau un dislike, un share care puteți dintre dumneavoastră să o faceți pe rețelele de socializare. Mulțumim mult pentru asta și mulțumim pentru că dați un subscribe și vă rugăm să o faceți la canalul nostru. Pentru subscribe, dacă n-ați făcut-o până acum, aveți încă un motiv în plus, anume Vicky, am inscripționat-o, sper să se vadă, dacă nu o să mergem puțin mai aproape de ea. Deci încă un motiv în plus să dați un subscribe la canalul nostru. Iarba iubă, mai este încă rouă pe ea. Deci așa cum am spus, nu uitați să dați un subscribe la canalul nostru, doar noi și el, just us and him. Mulțumim încă o dată pentru tot, pentru vizionare, până data viitoare, vă dorim toate cele bune.